Iubiți frați și surori, subiectul acesta despre botez a născut de-a lungul istoriei extrem de multe controverse și este unul dintre subiectele care naște dispută între foarte mulți creștini. Imediat după Revoluție am fost în România și împreună cu un păstor din București, nu vreau să-i dau numele, am fost într-o comunitate de frați țigani și aveau botez. Bineînțeles, toți erau îmbrăcați în haine albe, dar au dus din curtea bisericii o vană mare în care s-a făcut mortar înainte. N-au reușit să o curățe, era încă cu mortar. Și nu știu de unde au scos apă care era galbenă, galbenă de totul. Foarte galbenă era apa aia. Și la botez, fratele păstor avea o dificultate foarte mare. Nu era prea multă apă în vana aceea și îi muia pe cei care se botează ca să intre sub apă din cap până în picioare. Nu numai că muncea din greu la scufundarea lor, dar când îi scotea de acolo, îi scotea galbeni pe toți. Intrau albi și ieșeau galbeni. Împreună cu fratele Steve am trecut printr-o experiență deosebită într-o călătorie în Israel. Bineînțeles, la Iordan, unde s-a botezat Domnul Iisus, am avut și noi lista noastră cu frați care voia să se boteze. Bucuria a fost că una dintre femeile necredincioase care a fost cu noi în autobus s-a întors la Domnul și a hotărât să ia botezul. Eram bucuros de primul nostru snop în Țara Sfântă. Dar, spre surprinderea noastră, a venit la mine și la fratele Steve un frate din altă biserică, nu era din biserica noastră, și ne-a spus o istorie care ne-a șocat. Zice, eu când m-am botezat, zicea el, m-am botezat pentru nevastă mea. Că n-au vrut ăștia de la biserică să mă căsătorească până nu mă botez. Ce n-am fost pocăit deloc, zice el, și nici după aia am fost rău de tot cu nevastă mea, zice, dar acum mă mustră conștiința pentru fără de legea asta care am făcut-o și aș vrea să mă botez și eu. Acum cred că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și vreau să mă botez. Am stat de vorbă cu fratele Steve, ce facem acum? Ne dădeam seama că, într-un fel, călcam un fel de tradiție pentecostală. Ne-am asumat riscul pe baza mărturiei omului, l-am botezat și omul a fost extrem de fericit, că, în sfârșit, o problemă mare din viața lui s-a rezolvat. Era ca un om cu acte false, nu? Să simțea că el a făcut un botez care nu a fost ok și nu era în regulă, dar acum era foarte fericit. Mă rog, el a fost fericit, dar noi când am venit acasă, am avut de-a face cu reacția pocăiților împotriva faptului că am mai botezat pe cineva încă o dată. S-au scris scrisori, a fost o luptă puternică, ideologică în domeniul acesta. Hai să inventăm o istorie. Mergeți la bancă și cei de la bancă nu vă dau împrumut să vă construiți casă sau să vă cumpărați casă dacă nu sunteți cetățeni americani. Slavă Domnului că nu cere banca așa ceva. Dar să presupunem că și tu te necăjești, ce faci, nu poți să-ți cumperi casă, dar îți face cu ochiul ăla de la bancă, zice, hai în camera aialaltă, se poate rezolva treaba asta, nu? Mai dai 5.000 de dolari, și îți fac eu un certificat de cetățenie fals ca să spunem la ăștia de la bancă ca să poți lua banii, nu? Toate sunt în regulă, nu? Nu! Tu n-ai devenit cetățean american absolut deloc. Ai un act fals de cetățenie americană. Într-o zi te va prinde cineva și o să te scoată afară din America. De ce v-am spus istoria asta? Pentru că în
datinile noastre pocăiești, noi nu căsătorim pe nimeni dacă nu sunt botezați, că vrem să respectăm cuvântul Domnului, nu? Și ea și el să fie botezat și atunci putem să le facem căsătoria. Dar este exact povestea cu banca. Îi forțăm pe oameni să-și facă un act fals și nu cu America, cu Dumnezeu, okay? Ca noi să ieșim bine și să nu protesteze nimeni că am căsătorit pe cineva nepocăit. Să știți că în legătură cu botezul sunt enorm de multe controverse. Trăim într-o societate care, de exemplu, botează copiii mici. Frații noștri ortodoxi, nu, cred în botezul copiilor mici. Știți că mormonii, și sunt foarte mulți mormoni și aici în Arizona, cred că te poți boteza pentru aia morți, nu? Ai o mătușă, ți-a fost foarte dragă, dar a fost ea nepocăită. Și acum, ce să faci, să o muți cumva dintr-un loc foarte cald, nu? Într-unul cu mai puțină răcoare. Frații mormoni, dacă sunt și ăștia frați, te botezi pentru mătușa Mărioara și o muți din iad în rai. Știți că foarte mulți mormoni se botează pentru oameni mari ai Americii, aproape toți oamenii mari, mari artiști care au murit nepocăiți, nemântuiți, așa, se botează mormonii pentru ei și îi pun la rândul membrilor lor în registrele bisericilor lor. Dacă te botezi pentru ăștia, nu? Dacă ar fi valabilă chestia asta și pentru ăștia vii, eu cred că m-aș boteza pentru Biden. Poate îl mântuim cumva și pe ăsta, nu? Trăim într-o lume foarte ciudată, nu? De la faptul că unii spun botezul trebuie numai pentru copii. Botezul nu e necesar pentru mântuire. Ați auzit argumentele care le-a dus fratele Alin. Este numai un semn al harului lăuntric. Spune unii că el trebuie făcut numai în numele lui Isus. Știți că există Jesus only și din păcate mulți pentecostali îmbrățișează Jesus only, că numai dacă te botezi numai în numele lui Isus ești mântuit. Că parcă atunci Sfânta Treime, toată doctrina n-ar mai fi adevărată. Dar dacă Dumnezeu, Iisus și Duhul Sfânt una sunt și sunt o singură persoană, atunci de ce să le despărțim? Dar spuneam că există, pe urmă, oameni care cred că cel care te botează este extrem de important. Dacă nu te-a botezat un pastor, dacă nu este ordinat, dacă nu, cine știe? Alții cred că numai prin scufundare, alții prin stropire, nu? Prin turnare cu apă, cu o cană de apă deasupra capului. Există așa multe controverse în legătură cu botezul. E bine, în dimineața asta ar vrea să prezint două lucruri foarte importante. Haideți să vedem ce nu face botezul în viața noastră. Ce nu face botezul? În primul rând, botezul nu îți schimbă inima. Nu botezul schimbă inima. Schimbă inima pocăința, schimbă inima nașterea din nou. Schimbă inima Duhul Sfânt care vine peste viața ta. În urma botezului nu ți se schimbă inima. În Arad am cunoscut o situație foarte interesantă. A venit la unul dintre frații păstori, o fată din biserică foarte cunoscută și cu bună reputație, voia să se mărite acum cu un ofițer din armată. Și bineînțeles, frații s-au alarmat ce se întâmplă acum, fata pocăită se mărite cu un ofițer din armată. Și-au hotărât frații să-l boteze pe ăsta, nu? La cineva într-o vană, într-o seară, și mi s-a spus ce s-a întâmplat. Omul n-a fost instruit absolut deloc în cele religioase, numai în armată era instruit, nu? L-au băgat în vană pe bietul om și l-au întrebat, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu?
Probabil, a zis ăsta, o fi, nu? L-au botezat pe ofițerul ăla, nepocăit și de întors la Dumnezeu, și-au măritat-o pe fata asta cu ofițerul ăla, cum a pocăit, nu? Și căsătoria s-a ruinat după peste multe luni de zile, pentru că inima acestui om nu era schimbată absolut deloc. În urma botezului, el n-a ieșit de acolo cu o inimă nouă, era cu aceeași inimă. Petru a spus la Rusalii, pocăiți-vă, le-a zis el, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pocăința este singura care schimbă mintea noastră. Pocăința înseamnă metanoia, schimbarea minții, schimbarea modului de a gândi, schimbarea inimii, schimbarea ființei noastre. Ioan Botezătorul, când veneau să se boteze la el, unii lor le-a spus foarte clar, sunteți niște pui de năpârci, sunteți niște pui de șerpi, ia plecați de aici. Mergeți și pocăiți-vă, a zis el, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, că nu vă pot crede numai pe vorbele voastre. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, spunea Ioan Botezătorul. În al doilea rând, să știți că botezul nu înlătură ispitele. Dacă ai avut ispite înainte de botez, o să le ai și după botez. Diavolul este poate mai activ în viața ta cu ispitele care vin și ți le pune în față. Dar pentru ispitele care vor veni acum, după ce ești născut din nou și ești un membru în împărăția lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterele voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Țin minte că am discutat odată cu un tânăr care era pe droguri și nu voia nici să meargă la tratament, dar, mă rog, părinții m-au rugat să vorbesc cu el cumva, să-l ajutăm să iasă de acolo. Știți ce mi-a spus? Frate, zice, am încercat de toate. Am încercat și cu botez, zice, și n-am scăpat de droguri. Deci băiatul ăsta a crezut că dacă vine la botez și se botează, nu? N-o să mai ia droguri după aia. După botez nu mai fumează, nu mai înjură. Botezul nu este un mijloc prin care să scapi de ispite. Ele vor veni în continuare pentru tot restul vieții tale. Nu crede lucrul acesta pentru că este o naivitate. În al treilea rând, botezul nu înlătură păcatele comise după botez. Botezul te scapă de păcatele pe care le-ai făcut până la botez, când ți l-ai mărturisit și te-ai lăsat de ele. Dar de acum nu ai primit un license pentru restul vieții tale, că toate păcatele care le faci de acum încolo o să fie iertate în baza mărturisirii care ai făcut-o înainte. Păcatele care le faci după botez trebuie să te pocăiești pentru ele, trebuie să le mărturisești, trebuie să te lași de ele, trebuie să lupți împotriva acestor ispite. Și ultimul lucru care vreau să spun aici și probabil că va fi șocant pentru unii dintre dumneavoastră, botezul nu garantează mântuirea veșnică. Doamne, eu am fost botezat acum 30-40 de ani, am cale liberă în ceruri. Botezul este un act de naștere. Te-ai născut, primești certificatul de naștere că te-ai născut în împărăția cerurilor. Dar de acum este rândul tău, este jobul tău să crești, să te maturizezi, să-ți curățești viața, să trăiești o viață de sfințenie și să-ți duci mântuirea până la capăt. Nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, dar acum 30 de ani eu m-am botezat. Uite, am aici certificatul de la fratele Alin Călini. Okay? Domnul o să te întrebe ce ai făcut cu viața ta de la botez încoace, nu? Maturitatea spirituală este jobul tău. Botezul nu este un license, o autorizație pentru a-ți neglija viața ta spirituală de azi înainte, ci dimpotrivă ar trebui să fie
o încurajare să citești mai mult Scriptura, să cauți mai mult pe Dumnezeu, să vii mai des la biserică decât ai venit până acum, să te apropii de Dumnezeu și să duci o viață de rugăciune. Haideți să spunem câteva lucruri ce face botezul în apă în viața ta. În primul rând, botezul în apă duce la mântuirea păcătosului. În Marcu, capitolul 16, versetul 16, este de fapt marea trimitere a Domnului. El spune foarte clar, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Botezul acesta duce la mântuirea ta. Nu poți să locolești, nu poți să spui că nu e important pentru viața ta. În al doilea rând, botezul duce la iertarea păcatelor. În Fapte 2:38, Apostolul Petru spunea, pocăiți-vă, le-a zis el, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați, ordinea este extrem de importantă. Pocăiți-vă, mărturisiți-vă păcatele, veniți înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, botezați-vă și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Este o ordine de care nu putem să o inversăm. La întrebarea ce trebuie să facem în legătură cu păcatele nostru, trebuie să spunem, trebuie să ne botezăm. Trebuie să ne pocăim și să ne botezăm. Este o condiție extrem de importantă. Numărul 3, prin botez beneficiem de moartea Domnului Iisus Hristos. De fapt, botezul este înmormântarea omului nostru vechi. Iată ce spune Romani 6, versetul 3 și 4. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa să trăim o viață nouă. Moartea Domnului Iisus Hristos, prin botez, noi retrăim acest proces de înmormântare a omului vechi și o naștere a omului nou. Prin botez se spală păcatele noastre care le-am făcut până acum. Iată ce spune Faptele Apostolilor, versetul 16 din capitolul 22. Este de fapt mărturisirea Apostolului Pavel, cum s-a întors el la Dumnezeu și cum s-a convertit el. Și spune așa, îi spunea omului Dumnezeu, Anania, și acum ce zăbovești? De ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Ce zăbovești, Pavele? Botează-te să scapi de păcatele tale. Apoi, în urma botezului, suntem eliberați de principiul păcatului. Nu numai că suntem iertați de păcatele care le-am făcut, ci acum principiul acesta al păcatului nu mai domnește în viața noastră. În Coloseni, capitolul 2, versetele 11 la 12, Apostolul Pavel scrie așa, în el ați fost tăiați împrejur, cu o tăiere împrejur făcută de mână, nu de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez, și înviați în El împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat. Wow! Prin botez, deci, principiul acesta al păcatului a murit față de El acum. Prin botez suntem îmbrăcați în Hristos, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Galateni 3:27. Toți care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu numai că am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos, dar suntem îmbrăcați acum în Hristos, cu Hristos, peste trupul acesta păcătos. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez aici este că prin botez intrăm în trupul lui Hristos, biserica.
intrarea noastră în Biserica lui Hristos este prin botez. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, Apostolul Pavel spune așa: noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți, toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Când am fost botezat, Domnul a adăugat persoana mea la numărul celor mântuiți. Intru în biserica celor salvați, în biserica lui Hristos. Și acum aș vrea în încheiere un cuvânt scurt pentru cel care nu s-a botezat încă. Aș vrea să vă spun care este starea ta dacă tu nu te botezi și continui mai departe. În primul rând, încă nu ești mântuit. Fă actul ăsta de naștere. Vino să primești certificatul de naștere în Împărăția lui Dumnezeu. Păcatele tale nu au fost iertate dacă tu nu te-ai pocăit și n-ai venit să faci Sfântul Botez. Moartea lui Hristos nu te-a ajutat încă cu nimic. Degeaba a murit Hristos, moartea Lui răscumpărătoare încă nu are un efect asupra vieții tale. Păcatele tale nu au fost curățite. Trăiești încă în ele și ești vinovat de păcatele tale. Încă ești rob păcatului, a principiului păcatului care domnește peste viața ta. Nu ești încă în Hristos, nu ești îmbrăcat în Hristos și nu ești în trupul lui Hristos care este biserica. De ce aștepți? Vrei să fii mântuit? Vrei să fii mântuit? Crede în Evanghelie și vino și te botează. Lista este deschisă. Frații te așteaptă. Biserica te așteaptă, familia ta așteaptă de multă vreme să o faci. Fă pasul ăsta, hotărăște-te. Nu mai continua viața asta care o ai. O să faci anul viitor, cine îți garantează că mai trăiești anul viitor? Viața este extrem de scurtă. Trăim vremuri extrem de periculoase. Imaginează-ți că ai trăi în Rusia astăzi, nu? Și te botezi anul viitor, nu? Când o să fie botez la biserică. Dar vine un ordin de încorporare și te trimit ăștia în Ucraina. Ok? Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu se întâmple lucruri grave și în țara asta în care noi trăim. Dar lumea în care trăim este extrem de periculoasă. Nimeni n-are siguranța zilei de mâine. Azi, când auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și întrebarea este, vrei să fii chiar, vrei să fii pierdut? Mai poți să crezi că botezul nu este necesar pentru mântuirea ta? O să rămâi pierdut cu toate păcatele tale. Astăzi, când se spune și când te îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, fă pasul ăsta. Lasă mândria la o parte, lasă-te schimbat și născut din nou prin puterea Duhului Sfânt și a Domnului Iisus Hristos care a murit pentru păcatele tale. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să facem o rugăciune specială pentru încă cei nebotezați care mai vin și frecventează biserica noastră. Unii dintre ei sunt rude de ale noastre, sunt prieteni de ai noștri. Haideți să ne rugăm Domnului să cerceteze în mod special în aceste zile și la botezul care urmează să aibă loc, să vină să se înscrie pe listă și să primească pe Domnul Iisus. Să ne rugăm!